Guvernul a decis recent alocarea unei sume importante pentru încheierea primei etape de lucrări de la campusul Universității Valahia. De altfel, în urmă cu câteva luni, premierul a promis sprijin pentru această instituție de învățământ superior. Pe data de 25 aprilie, la NUCET, primul ministru a promis și mie și rectorul universității și un al preasfințitului dr. Nifon, care s-a alăturat de mersului nostru, finalizarea primei etape din campusul Universității Valahia din Târgoviște. Vreau să cunoașteți că săptămâna trecută, la ședința de guvern, Universitatea Valahia din Târgoviște a primit suma de 5 milioane de lei, o sumă mare, importantă, pentru finalizarea acestor lucrări. Sunt două universități din România care au primit bani, una de la Timișoara și cea de la Târgoviște. 3,8 milioane de lei pentru campusul Universității din municipiul Târgoviște, sumă care va asigura finalizarea lucrărilor la clădirea facultăților de inginerie, și 1,2 milioane de lei pentru campusul din Alexandria, unde pentru facultatea nou creată de științe și inginerie se vor finaliza lucrările pentru un cămin studențesc, în cadrul căruia vor fi cazați 120 de studenți. Și lucrările pentru Centrul de Cercetare Științifică vor fi încheiate în luna octombrie. Eu cred că lucrul acesta este foarte important. Practic, se finalizează prima etapă a singurului campus universitar construit la Universitate de Stat din România după 1990. Pe lângă finalizarea lucrărilor la această primă etapă, tot în luna octombrie o să avem finalizate lucrările la Centrul de Cercetare Științifică și va trebui să găsim o soluție de sprijin pentru universitate, pentru realizarea căilor de acces și realizarea parcului, care este aferent construcțiilor din această primă etapă de dezvoltare a campusului universitar. Procesul de modernizare a campusului va continua pentru următoarea etapă, soluția fiind fondurile europene. Cum intrăm în campus, undeva pe stânga mai sunt niște construcții începute, acelea înseamnă etapa a doua de dezvoltare și în etapa a doua soluția va fi pe fonduri europene. Din câte știu eu, lucrările necesare sunt evaluate la peste 6 milioane de euro și sunt convins că împreună cu conducerea universității vom identifica o sursă de finanțare pe programul operațional regional viitor 2014-2020.